ce așteptări aveți de la următorul meci contra celor de la Politehnica Iași, un meci, putem spune, decisiv pentru configurația clasamentului? Da, începând de la meciul cu Iași, cred că orice meci este ca o finală, abordăm meciul cum l-am abordat și meciul cu Iași, cu încredere, cu responsabilitate, pentru că indiferent de rezultatul pe care l-ar fi făcut Poli Iași la Viitorul Constanța, noi știm valoarea adversarului, sunt o echipă cu jucători valoroși, o echipă în care am observat o unitate bună de grup, cu un antrenor cu mare experiență, care și-a pus amprenta pe jocul echipei de când a venit la Poli. Așteptările noastre sunt ca la fiecare meci, încercăm să scoatem maximul din meciul de la Iași. Ați pomenit de meciul contra celor de la Viitorul, susținut de Politehnica Iași. V-a surprins într-o oarecare măsură rezultatul final? Da, e normal că m-a surprins, pentru că Viitorul juca acasă, Viitorul avea nevoie de victorie, pentru că aveau două victorii de când a venit domnul Reni la echipă. Au avut oportunitate în prima repriză, în primele minute, prin Tumul să înscrie, poate alta era soarta jocului, dar merită felicitat efortul celor de la Iași, unitatea de grup, bună organizare pe fază defensivă, au avut agresivitate în pressing și cred că asta a fost cheia succesului lor. Frăsinescu s-a retras, fundașul central, putem spune, o figură emblematică pentru Politehnica Iași. Andrei Cristea a revenit asupra deciziei și a avut o contribuție esențială în ultimul meci. Care ar fi principalele pericole ale Politehnicii Iași, chiar individual sau ca echipă? Sistemul lui Nicolo Napoli fiind totuși puțin mai așezat așa, stilul italienesc, apărare și pressing. În primul rând vreau să-l felicit pe Frăsi pentru toată cariera pe care a avut-o. Dacă el s-a hotărât să se retragă, eu spun că fotbalul românesc a pierdut un jucător important la nivel de Liga 1. Am fost colegi la Brașov acum mulți ani, l-am cunoscut și ca om, un om deosebit, un familist, un lider de echipă. Indiferent cum și-a făcut ieșirea din scenă, pentru mine rămâne un om în primul rând și un fotbalist de mare caracter. Referitor la ceilalți jucători, Poli Iași are jucătorii de valoare, spre bucuria noastră Calcan este suspendat, are jucători buni, jucătorii care pot face diferență, dar și jucători cu aport în timpul jocului, chiar dacă nu ies mult în evidență, cum este Bușu, cum este Basebanos, Juranovic sau chiar Vanzo, doi mijlocași centrali foarte echilibrați, pe Irion și pe Pasalia, sunt o echipă bună, dar din punctul meu de vedere, cred că un aport mare l-are Nicolo Napoli. Dar, pe de altă parte, și noi am demonstrat că suntem o echipă puternică, o echipă cu un mare aport emoțional, cum am avut la meciul cu FC Argeș. Important e să ținem nivelul ridicat, suntem responsabili, nu am făcut nuntă după meciul cu FC Argeș și foarte important să avem reușite pentru a crea echipei o nouă identitate pentru viitoarele meciuri. Este acest clasament cel real din Liga 1, în opinia noastră, adică primele șase sunt acolo echipele care ar trebui să fie? Eu zic că da. Da, felicitări celor șase echipe, în mod special felicitări celor de la Clinceni, celor de la Botoșan, care sunt echipe mai mici, inclusiv Sepsi, doar că Sepsi are un lot foarte bun și un antrenor foarte bun. Eu zic că dacă s-a ajuns, a fost o
o luptă de 30 de etape. Dacă s-a ajuns aici, eu cred că e meritat. Îmi pare rău într-un fel pentru Chindia, pentru că e o echipă mică cu foarte sufletistă, dar încă o dată, cum spuneam după meci, s-a dovedit FC Argeș o nucă tare și cu atât mai mult victoria noastră a fost foarte importantă și dătătoare de speranță. Ați pomenit de Clinceni, un soi de aport am avut și noi prin prezența lui Mihai Dumitriu și lui Andrei Cordea, foștii noștri fotbaliști, care au fost determinanți, putem spune, în lupta pentru da. Play-off. Dacă aveți ceva să le transmiteți. Da, în primul rând am vorbit cu ambii și cu Andrei, cu Cordea și cu Dumi. Am vorbit după meci cu ei, i-am felicitat. I-am sfătuit să țină nivelul ridicat, mai ales acum în play-off, pentru că a fost o creștere evidentă, atât la Cordea, care a fost în ultimul timp și decisiv, la Andrei, dar și la Mihai prin sufletul pe care l-a depus, pentru că sunt doi băieți de mare caracter și pe această cale îi transmit lui Ilie Polianu că sunt gelos pe el că are, în ghilimele, care a avut posibilitatea să lucreze cu astfel de jucători. Okay. Revenind la meciul de luni, începe play-out-ul de noi chiar de luni, putem spune astfel, într-un fel? Nu. Play-out-ul începe când l-a stabilit liga, pentru că e alt punctaj în primul rând. Dar orice punct în plus va conta la final. Așa că meciul are însemnătatea lui, nu e un meci pe viață și pe moarte, dar e un meci important. Ceva absent, ceva probleme în lot? Da, avem pe Belu suspendat și cam atât.